Aceasta e ziua cea sfântă, Hristos azi la cer s-a înălțat. Se bucură cerul și cântă, Domnul nostru pe toți ne-a salvat. Hristos, Hristos, azi la cer s-a înălțat, s-a înălțat. Hristos, Hristos, cu slavă la cer s-a înălțat. Sfântă, Iisus cerul iar ne-a deschis. Puterea satanei e înfrânătă, iadul veiește de acum am învins. Hristos, Hristos, azi la cer s-a înălțat, s-a înălțat. Hristos, Hristos, cu slavă la cer s-a înălțat. Înălțării, popoarele azi te slăvesc. Spre tine, Stăpânul puterii, cu nădejderea poporului privesc. Hristos, Hristos, azi la cer s-a înălțat, s-a înălțat. Hristos, Hristos, cu slavă la cer s-a înălțat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Așa cum l-ați văzut ridicându-se la cer, tot astfel va veni Aleluia. Hristos s-a înălțat. Dragi credincioși, iată-ne ajunși și la finalul celor 40 de zile, când Iisus Hristos a întărit și în viața noastră realitatea învierii. Sărbătorim astăzi înălțarea sa la cer. Și această înălțare ne angajează să trăim și noi în așa fel încât și sufletul nostru, la fel ca și trupul nostru, să se înalțe glorios la cer. Să eliberăm orice greutate, orice povară din sufletul nostru acum la începutul acestei Sfinte Liturghii, pentru ca să fie ușor, pentru ca Harul lui Dumnezeu să ne întărească, să ne cuprindă și să ne îndrepte spre ceruri. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul,
cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, care te-ai coborât din cer pentru salvarea noastră, ne dură-te de noi. Ne dură-te de noi. Hristoase, care ai murit pe cruce, ne dură-te de noi. Ne dură-te de noi. Doamne, care în viață și te-ai înălțat la cer pentru a ne duce la Tatăl, ne dură-te de noi. Ne dură-te de noi. Mărire în cer lui Dumnezeu. Mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, vine cerții stău. Gloria, gloria, vine cerții stău. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, gloria, și-ți dea dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înaltă, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Să vă mulțumim.
să tresăltăm de bucurie sfântă și să ne desfătăm în aducere de mulțumire pentru că înălțarea lui Hristos, Fiul Tău, înseamnă și ridicarea noastră. Întărește-ne în speranța că și noi, trupul Său mistic, vom ajunge precum suntem chemați la slava în care a intrat El, mergând înaintea noastră, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amen. Citire din Faptele Apostolilor. În prima carte, o Teofil, am tratat despre tot ceea ce a făcut și a învățat Iisus de la început până în ziua în care a fost înălțat, după ce, prin Duhul Sfânt, i-a instruit pe apostolii pe care îi alesese. După pătimirea sa, el li s-a prezentat viu, cu multe dovezi, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbindu-le despre cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și în timp ce era cu ei, le-a poruncit să nu se îndepărteze de Ierusalim, ci să aștepte promisiunea Tatălui, pe care, zicea el, ați auzit-o de la mine. Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați în Duhul Sfânt, nu după multe zile. Atunci, cei care se adunaseră l-au întrebat zicând, Doamne, în acest timp vei stabili împărăția lui Israel? Dar el le-a zis, vouă nu vă este dat să cunoașteți timpurile sau momentele pe care Tatăl le-a stabilit prin propria autoritate. Însă, când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și Samaria și până la marginile pământului. Și spunând acestea, sub privirile lor, el a fost înălțat și un nor l-a ascuns din ochii lor. În timp ce erau cu ochii ațintiți spre cer și el se înălța, iată că le-au apărut doi bărbați în haine albe și le-au spus, Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care a fost înălțat de la voi la cer, va veni tot așa cum l-ați văzut mergând spre cer. Cuvântul Domnului. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie, Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie, Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Toate popoarele bateți din palme, aclamați-L pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie, căci Domnul preanalt este înfricoșător, mare rege peste tot pământul. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie, Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie, Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Cântați-i psalmi lui Dumnezeu, cântați-i, cântați-i regelui nostru, cântați-i. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie, Domnul se înalță în sunete de trâmbiță. Căci Dumnezeu este rege peste tot pământul, cântați-i cu măiestrie. Dumnezeu stăpânește peste neamuri, Dumnezeu stă pe tronul Său cel sfânt. Dumnezeu se înalță în strigăte de bucurie,
Domnul să înalță în sunete de trâmbiță. L-a așezat la dreapta sa în ceruri. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Gloriei, să vă dea Duhul înțelepciunii și al descoperirii, ca să-L cunoașteți pe deplin, luminându-vă ochii inimii voastre, ca să cunoașteți care este speranța chemării sale, care este bogăția gloriei moștenirii sale între cei sfinți și care este imensa măreție a puterii sale față de noi, cei care credem după lucrarea tăriei puterii sale, pe care a înfăptuit-o în Hristos, învindu-L din morți și așezându-L la dreapta sa în ceruri, deasupra oricărui principat și oricărei puteri, stăpâniri și domnii, și deasupra oricărui nume, rostit nu numai în lumea aceasta, dar și în aceea care va veni. Pe toate le-a pus sub picioarele Lui, iar pe El l-a stabilit cap peste biserica întreagă, care este trupul Său, plinătatea aceluia care împlinește toate în toți. Cuvântul Domnului. Alleluia, alleluia, alleluia. Mergând faceți ucenici din toate neamurile, spune Domnul, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Alleluia. Alleluia, alleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne. În acel timp, cei 11 discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Iisus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Dragi credincioși, peste câteva momente ne vom ruga împreună rugăciunea frumoasă, crezul, simbolul apostolilor. Și aici întâlnim un adevăr pe care îl amintim ori de câte ori recităm această rugăciune și ne exprimăm această credință în acest adevăr. La 40 de zile, Iisus s-a înălțat la ceruri și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți. Astăzi celebrăm această sărbătoare minunată. Iisus părăsește acest pământ într-un mod glorios, solemn. Nu fatal, nu disprețuit de cei din jur,
nu în suferință și în chinuri, ci în sărbătoare. Este învăluit în slavă. Este primit de Dumnezeu Tatăl Ceresc în ceruri. Acesta este adevărul prim pe care am dorit să-l conturăm mai mult în aceste momente, în această zi de sărbătoare. Hristos este în ceruri, șa de la dreapta lui Dumnezeu. Mai mult, din această relatare, reiese că Dumnezeu dorește cu fiecare dintre noi să realizeze acest plan. Să plecăm din această lume într-un mod solemn, glorios și cu o speranță vie către o viață adevărat frumoasă. Acolo să ne împlinim menirea noastră, existența noastră în ceruri. Și pentru aceasta Hristos ne oferă o misiune. În Evanghelie, ca și în celelalte lecturi, este în evidență această misiune pe care ne-a oferit-o Hristos. Mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, spune Hristos. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Să ne imaginăm pentru câteva momente că într-o bună zi se întâmplă ceva neașteptat. Iar părinții noștri, mă refer în privința celor care mai sunt în grija părinților, sau cei care sunt responsabili de locul în care trăiți sau vă desfășurați activitățile, ar trebui să plece într-o călătorie mai lungă, într-o altă parte. Și ne fac responsabili de toate activitățile din casă sau din munca, meseria pe care o întreprindem. Absolut toate. Cum ne-am simțit? Dacă ne lasă și o listă de activități și de responsabilități pe care le avem de îndeplinit, cum ne-am simțit și ce planuri ne-am face în mintea noastră? În fața tuturor acestor lucruri, s-ar părea că am ezitat pentru început. Poate îmi spune, vă rog, nu plecați, nu mă lăsați singuri cu toată această responsabilitate pe umeri. Ei bine, ceva asemănător s-a petrecut și la înălțarea Domnului. Dacă am vorbit despre părinți sau despre responsabili și plecarea lor, vorbim aici despre Iisus, responsabil de biserică și de plecarea Lui. A plecat de acasă pentru un timp. Biserica este peregrină pe acest pământ. Încă este în această casă care se numește pământ. Iisus pleacă, dar nu o lasă singură. În continuare, își întinde brațul său ocrotitor și o întărește, o sprijină. S-ar părea că Iisus ne spune și nouă astăzi, eu mi-am făcut deja partea mea aici pe pământ. Acum trebuie să vă faceți și voi partea voastră, însă nu vă îngrijorați pentru că eu vă voi observa, eu vă voi binecuvânta, eu vă voi lumina.
Așadar, odată cu înălțarea lui Hristos la ceruri, începe un nou proces. Iisus continuă să fie din nou protagonist, însă și responsabil de această lucrare, și de asta are grijă de ea, să continue și să se dezvolte. Însă, responsabili suntem și noi, atunci când împlinim sau nu împlinim cuvântul Său. De asta, astăzi, Hristos ne atenționează de misiunea, ne face conștienți de această misiune la care ne-a chemat pe fiecare în parte, de a fi discipoli, ucenicii Săi, care să anunțe vestea cea bună a mântuirii tuturor oamenilor. Ce trebuie să facă un discipol al lui Hristos? Ceea ce a făcut și Hristos, personal, să anunțe bucuria mântuirii, iertarea păcatelor, să predice cu bucurie și să convertească multe inimi cu forța cuvântului și a mărturiei vieții. Spune frumos Sfântul Augustin, ceea ce este creștin într-un creștin este tocmai Hristos. Avem această garanție că El a rămas și rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor. Ei bine, Hristos este Cel care face din noi să fim și să ne numim creștini. Această frază ne ajută să fim conștienți de faptul că ceea ce facem în numele Lui Hristos nu se realizează din meritele noastre, ci din harul Celui înviat și înălțat la ceruri, prin intermediul Duhului Sfânt, pe care îl vom celebra peste câteva zile în ziua de Rusale. Nu devenim cu toții predicatori în adevăratul sens al cuvântului de aici, de la pupitru, însă cu toții trebuie să predicăm în felul nostru, prin modul nostru de a fi, de a vorbi, de a acționa. Acolo unde mergem, nu trebuie să fim muți, ci să transmitem ceva. Și acest ceva este mesajul mântuirii, vestea cea bună, iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare om, pentru fiecare în parte dintre noi. O istorie ne spune că toate lucrurile din iad, la un moment dat, s-au ocupat. Mai rămăsese doar unul singur, iar cel rău, Satana, căutea să îi facă favor celui mai rău om dintre oameni, care merită acest loc în adevăratul sens al cuvântului. Și-a colindat peste tot, dar nu a găsit niciunul vrednic de acest loc. Când era gata să-și piardă speranța, să abandoneze, a găsit unul cu mutră de nevinovat. Ce faci? L-a întrebat el. Nimic. Cum adică nimic? Păi, oamenii sunt răi, fură, săvârșesc lucruri necurate, se bat, se ceartă, se omoară. Dar eu nu mă bag. Eu stau liniștit. Nu fac nimic. Chiar spui adevărul? Da, nu fac nimic. Atunci, locul tău este meritat în iad. Este al tău. A vedea că oamenii sunt răi, că lucrurile merg rău,
pe toate fronturile, iar tu stai pasiv și nu faci nimic, fără măcar a încerca să rezolvi ceva, este un lucru grav. De aceea poftim răsplată. Îți meriți locul în iad. Deci, credincioși, de multe ori, indiferența, lipsa de responsabilitate, de angajament, ne scutește sufletul de multe fapte bune și astfel riscăm să greșim înaintea lui Dumnezeu cu păcatul omisiunii. Acest imperativ, mergeți, se adresează și nouă. Hristos ne spune și nouă astăzi același lucru. Mergeți, predicați, botezați, învățați lumea că Dumnezeu este iubire și că ei, lumea întreagă, trebuie să se comporte cu iubire, cu bunătate. Acest lucru ne angajează pe fiecare în parte. Știm că înălțându-se la cer, Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri. Iisus, Fiul Său, ne l-a trimis pe Duhul Sfânt și este prezent în viața noastră cu harurile sale. Așadar, responsabilitatea noastră nu este o povară prea mare atunci când Dumnezeu este cu noi. El ne însoțește, ne este aproape. Să lăsăm ca aceste daruri ale lui Dumnezeu, care inundă sufletele noastre, să ne facă rodnici pe noi, dar și pe semenii noștri. Să ne deschidem inima inițiativei lui Dumnezeu de a face din noi ucenici, vestitori, mărturisitori ai Săi, pentru ca fiecare om să cunoască vestea cea bună, pentru ca fiecare om să aibă parte de bucuria mântuirii, de efortul pe care l-a dus aici, pe pământ, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca oamenii să aibă parte de pace, de liniște, de iubire adevărată. Să ne rugăm în continuare ca Bunul Dumnezeu să ne însoțească mereu cu înțelepciunea Sa, să ne facă vestitori neîncetați ai Cuvântului Său, viața noastră să fie pentru această cauză nobilă, iubirea, care este esența fiecărui creștin, să ne dea înțelepciunea ca să nu ne îndoim nicio clipă de această iubire minunată, să ne dea tărie pentru a nu devia în drumul nostru de credință și să ne dea înțelegere pentru a pricepe în fiecare zi tot mai mult ceea ce așteaptă El de la noi, care este planul Său cu fiecare dintre noi. Hristos s-a înălțat. Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer
șa de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, de vreme ce avem un mare preot ce a străbătut cerurile și este purul viu ca să mijlocească pentru noi, să ne apropiem cu încredere de tronul Harului și să înălțăm prin el rugăciunea noastră la Dumnezeu Tatăl. Părinte Ceresc, dăruiește-le păstorilor bisericii lumină și putere pentru a vesti Evanghelia Mântuirii la toată făptura. Atrage-i pe cât mai mulți din rândul poporului Tău la o consacrare deplină în slujirea Ta și a fraților lor. Dă-ne tuturor harul să înțelegem că în această viață suntem călători și să ne îndreptăm dorințele spre bogățiile nepiritoare ale cerului. Reînnoiește comunitatea noastră printr-o nouă revărsare a Duhului Tău Sfânt. Fă-ne să fim atenți la suferințele și lipsurile semenilor noștri, astfel încât grija noastră față de ei să le vorbească despre providența Ta iubitoare. Primește-i pe răposații noștri în împărăția cerească. Dumnezeule veșnic, înalță-ne mintea spre slava în care Fiul Tău, Mântuitorul nostru, s-a înălțat astăzi și dă-ne harul, printr-o viață sfântă, să ne îndreptăm spre patria pe care acum o contemplăm cu ochii credinței, prin Hristos, Domnul nostru. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți aducem, Doamne, această jertfă în sărbătoarea sfântă a înălțării Fiului Tău, și implorăm îndurarea Ta, dă-ne, Te rugăm, harul ca prin acest schimb preasfânt de daruri să căutăm cele cerești, prin Hristos, Domnul nostru. Amen. Domnul să fie cu voi. Și mi-i cu Duhul Tău. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru.
și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci Domnul nostru Iisus Hristos, biruitor al păcatului și al morții, se înalță la cer în admirația îngerilor și este primit ca regele măririi, mijlocitor între Dumnezeu și oameni, judecător al lumii și stăpân a toată puterea, înălțându-se la cer, El nu se desparte de neamul omenesc. Cine întărește speranța că și noi, care facem parte din trupul Său, vom urma și vom ajunge acolo unde deja se află El, care este capul și viața noastră. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul Meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui Meu, al noului și veșnicului legământ,
care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim oștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește, întărim credință și dragoste, biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amen. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iubelul lui Dumnezeu, are ei asupra ta păcatul lumii, miluiește-ne.
Sfântul, care ei asupra ta păcatul lumii. Miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care ei asupra ta păcatul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Vino, Doamne, vino,
atunci când mă primiți în taina dinale tară, eu bine cu drag la mă voi, eu bine cu drag la voi. Ce sacrament pe care îl primiți, eu vine mereu la voi, eu vine mereu la voi. Vino, Doamne, vino, vino, Doamne, suferind, ca și în cel sărac, eu răsu-mi vine la mă voi, eu răsu-mi vine la voi. Vino, Doamne, vino, vino, Doamne, aveți în voi curaj la bine și la greu, căci vine și stau cu voi, căci vine și stau cu voi. Vino, Doamne, vino, vino, Doamne, să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat nouă celor de pe pământ harul de a săvârși cele dumnezeiești, înflăcărează-te, rugăm, inimile noastre de dorul după lăcașurile cerești, unde Hristos a înălțat la tine firea noastră omenească, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Maria, aleluia! Să ne rugăm. Dumnezeule, care e binevoit să bucur lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui Fecioara Maria, să-i înviețuiești prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerul lui Dumnezeu, blândul Iisus, vă reținem atenția și cu două anunțuri. Vineri 30 mai începem novena de pregătire la solemnitatea coborârii Duhului Sfânt cu rugăciuni specifice acestui eveniment. Marți 3 iunie la ora 16 în auna sinodală a Episcopiei de Iași, adică la subsolul Catedralei Noi, va avea loc lansarea cărții Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, intitulată Iubirea umană în planul lui Dumnezeu.
Este o carte de real folos pentru familiile creștine, dar și pentru fiecare persoană în parte. Așadar, vă așteptăm să descoperim din frumusețea gândirii Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea în această carte. Vă dorim tuturor o sărbătoare frumoasă în continuare. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, al cărui Fiul născut a pătruns astăzi în lăcașurile veșnice, iar vouă v-a deschis calea spre a fi înălțați și voi acolo unde se află El. Așa precum Hristos, după înviere, a venit în mijlocul ucenicilor Săi, tot astfel, când va veni să judece lumea, să vă întâmpine cu bunătate în împărăția Sa. Vouă care credeți cu tărie că Iisus Hristos șa de la dreapta Tatălui în mărire, să vă fie dat să simțiți cu bucurie că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, după cum a făgăduit. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Ți-aducem mulțumire că Tu ne pregătești loc în ceruri, Iisuse, ajută-ne să ajungem la Tine, Mâna.